Continuăm cu verificarea stupinei. Suntem în septembrie și continui să mă mai uit eu așa prin stupi să vedem ce albină a mai rămas prin stupi. Bun. Deci aici avem o colonie cu puiet care arată bine, nu mă așteptam să aibă pe această ramă puiet. Am luat două rame cu miere și le-am dus în altă parte. Nu mă așteptam pe aceasta să fie puiet. În fiecare ramă să ne uităm un pic. Vedem cam despre ce e vorba. Oricum arată bine, deci această colonie nu are probleme de a trece iarna. Ia să vedem aici ce avem. Larvar. Ha, e bine. Deci avem larve. Avem larve, albina arată foarte bine, deci putem trece de iarnă. Putem trece de iarnă, suntem optimiști că putem trece de iarnă. Avem și aici larve. Larve, puiet, bun. Cred că e prima colonie care arată așa bine din ce am verificat până acum. Așa, trecem mai departe. Aici avem o ramă. Ah, puiet. Bine, se adună. Puțin câte puțin se adună. Se adună. La următorul. Avem și aici puiet, tot așa câte un pic, deci s-a împrăștiat puietul pe câte rame a avut la dispoziție. A fost lada plină cu rame, deci s-a împrăștiat destul de bine cu puiet, iată și aici. Deci e puiet pe 6 rame împrăștiat de colo-colo. Și asta e o ramă cu păstură care o să o punem ca acoperire în partea opusă. Bine, el o să fie restrâns pe 5-6 rame. Așa, asta va fi rama de acoperire, în partea aceasta, acolo este. Op. Nu, asta o dăm deoparte. Asta va trece după diafragmă. Da, asta rămâne. Să vedem, e plină cu miere oricum. Da, plină cu miere. Și următoarea trece după diafragm. Cam asta ar fi la acest stup. Arată mai binișor. Șansele sunt de 100% de a trece peste iarnă, deci n-are problemă. Mai găsit eu. O să mai găsim. Mai găsim stup cu probleme. Să-i punem o diafragmă. Deci, dintre toate bolile astea de care se sperie lumea, să știți că cea mai gravă e varoa. E varoa și pe lângă varoa e să aveți grijă cu aplicarea tratamentului, să nu stai pe baza o anumită bază.
Deci eu mereu pe care m-au întrebat de tratamente, mă, cum să fac? Mă, faci, dar trebuie testați. Testează fiecare tratament, vezi dacă e în regulă, dacă funcționează. Eu am greșit aici prin metoda, prin simpla de metodă de aplicare. Degeaba am pus eu super tratamentul dacă l-am aruncat deasupra la rame și n-a căzut varoa. Acum cine-i de vină? Eu că am tras cu urechea și am zis hai mă să pun și eu, că doar e mai ușor să-l arunci deasupra, nu? Nu e mai ușor? Și te poate costa. Bun, acum am destul experiență și am fost la timp, precaut, ca să să nu cad în extrema cealaltă. Ați văzut că sunt stupini care dispar cu totul. Am pățit-o și eu odată. Și noroc că cu toate astea, prin testare și prin să ai un moment de inspirație. Mă, ce n-a mers bine. Ce n-a mers bine, să fii inspirat. Trecem la următorul stup. Acolo situația e foarte bună, trece 100%. Trece 100% de iarnă. Mergem mai departe să vedem ce surprize mai găsim. Din păcate, putem găsi surpriza. Și oricum n-ai ce să faci. Deci în momentul în care zicem că ai depistat, nu mai ești legat de mâini și de picioare, nu mai. Dacă nu faci în luna aprilie, mai anumite lucrări, te prinde în gaură, să zic așa, nu mai ai ce să faci, ești gata, ești terminat. După aia încerci doar supraviețuirea. Încerci să mai supraviețuiești. Dacă nu, s-a terminat și asta este. Dar iată că eu zic că și aici arată bine. Ia un clește. Așa. Luăm benzile. Totuși avem albină și anul viitor, să zicem așa, da? Deci scăpăm de această invazie. Scăpăm de această invazie de varoa și o să putem spera că avem albine și anul viitor. Bun, ramă goală, un pic de miere, doar două rame trebuie ca să fac loc de restrângere a coloniei respective. Așa, astea sunt în mare parte goale. Perfect. E bun și acidul formic, dar cum să zic eu, când ai o invazie de varoa, formicul nu mai este bun. Dacă dai acum formic, deci ai invazie de varoa, ai terminat-o cu albinuțele. Nu mai ai albinuțe. Aici avem ramele cu miere. Așa. Mergem mai departe. Opa! Încă o ramă cu miere. Deci acesta e, are miere, are păstură. Nu mâncarea este problema, ci păduchii care le omoară, aia este cea mai mare problemă. Că mâncare de aici colo își mai adună ele.
adunat destul de bine, deci nu, nu ne jucăm, avem miere. Așa. Și mai departe, să vedem cam cât de mare e cuibul ăsta, arată așa frumos și el. Deci avem puiet pe această ramă, bun. Deci cuibul arată bine. Avem astea două rame care fac parte din cuib. Și ne luăm la rând, să vedem cam cât de mare este, dar imediat îți dai seama că e în regulă. Deci avem puiet, avem larvar. Acum am cer scuze dacă n-arăt fiecare ramă exact cum este, că gândesc în mai multe feluri, adică gândesc în mai mult obiectiv așa. Și aici este larvar. Miere și larvar. Bun. Deci aceștia vor intra binișor în iarnă, nu e o problemă. Iar aici mă uit dacă au luat matca în această ramă. Nu. Deci este o ramă bloc, îi zic eu, ramă blocaj, fiindcă această ramă nu și are rolul în mijloc. Se mai întâmplă să mai apară și o astfel de ramă. Secționează cuibul în două. Așa. O scot și o muț în laterală. Nu e un lucru foarte, foarte greu. Iată de ce secționa cuibul în două. Aici avem puiet, acolo era ramă blocaj pe care nu mai o matca. Aici a depus ouă. Așa. Trecem mai departe. Și ar trebui să fie ultima ramă. Iată, aici e o ramă ruptă. I-a căzut ăsta de aici. Bun. Această ramă o dăm deoparte. Aici avem ramă de acoperire cu miere, iar celelalte două vor veni după diafragmă. Deci aici avem o ramă bună cu miere. Rezervă. Îi zic rezerva cuibului, că nu o să mănânce ea acum. O să mănânce la an din acea ramă. Așa. Trebuie avut grijă cu furtișagul ăsta, dar acum să mut ramele respective. Propolizat foarte mult. Așa, le luăm. Astea două rame trebuie mutate în partea opusă. Foarte mult propolis. Stai că te aranjez eu acum. Te așez acum. Așa. Hap. 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 E bun și propolisul prin stup, dar mai rău e când umbli prin stup să ai de-a face cu propolisul ăsta. Așa. Dăm la o parte și această ramă, că nu mai e valabilă. Acum tot cuibul îl punem lângă perete.
Așa, cred că e timpul să vă pregătiți și pentru șoareci. Mă gândesc că trebuie puse gratii antișoareci. Anul trecut a fost o invazie, mi-au ros plasticul ăla de pe la curdinișă. Roade, de șoarecile roade. Trebuie gratii antișoareci din metal. Așa. Deci acum această colonie va ierna în condiții bune față de altele. Bun, să-i punem tratament. Îi băgăm un tratament și lui. Să sperăm că va fi bine. Ăsta e bine. Deci ăștia doi care i-am filmat acum n-au nicio treabă, ori ierna în condiții bune. Bune. Folie acoperim și asta e. Așa. Cam atât. Iată, sunt două colonii care vor ierna fără probleme. Până data viitoare, numai bine.